Românii continuă să impresioneze prin lecțiile de solidaritate. Un preot din Sibiu, tată a 4 copii, o găzduiește de câteva zile pe o gravidă din Ucraina, care a venit la noi cu 2 dintre copiii ei. Femeia va naște în România, printre străini. Și un elev de 17 ani din Buzău oferă un exemplu impresionant. Pentru că vorbește fluent limba rusă, băiatul s-a alăturat voluntarilor și le traduce tot ce spun refugiații. Ion Bogureac este de aproape 2 ani elevul unui liceu din Buzău, acolo unde se pregătește să devină mecanic auto. De când au sosit în oraș primii refugiați, tânărul este alături de ei zi și noapte. Vorbește fluent limbile rusă, ucraineană și română, așa că este unul dintre principalii comunicatori pe care autoritățile îl folosesc în dialogul cu sutele de refugiați. Ion, pot să spun că face undeva la 90% din, poate chiar mai bine, din treaba de colaborare cu refugiați. Ion merge cu echipele din prefectură peste tot, să-i cazeze, să le cumpere bilete de avion sau doar stă de vorbă cu ei pentru a le oferi o încurajare. Deși petrece ore în șir, în picioare, pe drumuri, adolescentul nu s-a plâns niciodată că este obosit sau că este greu. Face asta din plăcerea de a ajuta. Как провел время в этом городе? Понравилось? Я просто мало что видел, но вот мы когда ехали сюда, мне понравилось, красиво очень. Я сказал, что я плохо думал, когда нам venit de la LPS, de acolo, когда нам venit aici, я плохо твердил, я говорил, что despre biserica, я плохо biserica, despre primăria. Și la Sibiu sunt îngeri făcătorii de minuni. Ludmila, o gravidă din Ucraina, a găsit adăpost în casa unui preot din Transilvania. Femeia are 36 de ani și este din regiunea Cernăuți. După ce au început bombardamentele și a luat copiii mai mari, pe Vasile și pe Federica, și a fugit cu gândul să ajungă în Italia, la mama sa. În Vama Siret, preotul din satul Veștem s-a oferit să o ajute și să o găzduiască. Un sat până și e liniștit, dar e tot satim. Stau cu ușile încuiete, sunt care se fac pe sub pământ colibri de cele și s-ascund că s-a tem foarte și n-au nimerge. La graniță nu dau voie. Acasă, în țara lovită de război, au rămas soțul și băiatul în vârstă de 5 ani care stau ascunși. Ludmila vorbește în fiecare zi cu ei. M-a făcut foc că era tare fric. Azi a fost minus 10, minus 11, a fost noaptea. Stați în casă și nu ieșiți nicăieri. Dar stăm în cuieți. Mama va pupă, Iura. Ludmila este însărcinată în 35 de săptămâni și urmează să nască o fetiță, pe Evelina. În casa din Veștem s-au făcut toate pregătirile pentru micuța care va veni pe lume la sfârșitul acestei luni. Tare frumos ne-a plinit. Ne-a liniștit. Primele zile eram cu o țară așa mai stresată, nu știu cum. Și pe încetul ne-am liniștit. Preotul care îi găzduiește are 4 copii. Chiar dacă au o familie numeroasă, cei doi soți și-au primit oaspeții cu brațele deschise. Faptul că ei au venit aici a fost așa o chestie așteptată, o bucurie, o emoție și puțină neștiință, că nu știam ce va face, cât va sta, cum va sta, iar în momentul în care s-a hotărât să rămână, am zis gata. Ne-am băgat în asta, mergem mai departe, vine un bebe, ne pregătim, trebuie să ne apucăm să modificăm unele chestii și ok. Copiii Ludmilei vor merge la școala din sat. În cazul în care va fi nevoie, cei doi soți din Sibiu sunt dispuși să meargă și să-l aducă aici și pe Iura, băiețelul de 5 ani care a rămas în Ucraina. De când prețurile la benzină au crescut simțitor, tot mai mulți oameni se gândesc să renunțe la mașină. Noi facem în această dimineață un experiment, atât cu bicicleta, cât și cu mijloacele de transport în comun. Colegii mei, Larisa Rațiu și Tiberiu Dobrică, sunt chiar acum în zona Lujerului și vor veni fără mașină la serviciu. Bună dimineața, dragilor! Sunteți pregătiți? Bună
Bună dimineața, Cristina! Bun găsit tuturor! Suntem pregătiți să încercăm acest experiment. Ne-am lăsat mașinile acasă amândoi și vrem să vedem dacă ajungem în timp util la redacție în zona Romexpo. Acum suntem pe Bulevardul Verturii. Eu o să iau mai întâi autobuzul, iar apoi tramvaiul, iar tu, Tiberiu? Eu voi lua bicicleta, după cum vedeți. Avem de străbătut aproximativ 9 km până la redacția Canal D, drum pe care l-am fi făcut cu mașina în aproximativ 25-30 de minute. Să vedem acum dacă ajungem la redacție până când se încheie jurnalul. Cristina, înapoi la tine! Mulțumesc! Astăzi începe recensământul 2022. Prima etapă este cea de autorecenzare și presupune completarea unui formular online. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Recensământul care începe astăzi este primul făcut în format digital și autoritățile dau asigurări că datele noastre vor fi protejate și în siguranță. În prima etapă, din 14 martie până în 15 mai, are loc autorecenzarea, așadar trebuie să accesați platforma de autorecenzare și să completați formularul pentru dumneavoastră, dar și pentru ceilalți membri din gospodărie. Fiecare persoană va primi un link pe adresa de e-mail, cu ajutorul căruia veți ajunge la chestionarul de recensământ. La final, după completare, se apasă butonul finalizare, iar fișierul este transmis în baza de date. Salariații care participă la recensământul de anul acesta prin autorecenzare online au dreptul la o zi liberă de la serviciu. În a doua etapă, din 16 mai, recenzorii ies pe teren cu chestionare pe tabletă. România se află la al 13-lea recensământ din istorie și la al 4-lea după Revoluția din 1989. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Cartierele rezidențiale întregi zac în noroaie la marginea marilor orașe. Capitala e de departe campioană la nepăsare. Autoritățile au dat undă verde la construirea de blocuri și case, dar au uitat să pună oamenilor pe asfalt drumuri sau canalizare. În nordul capitalei se promite acum o cale de acces după 18 ani în care locuitorii de aici au trăit ca în sălbăticie. N-am nimerit pe vreo uliță de sat uitat de lume și suntem într-un cartier rezidențial din nordul capitalei care s-a vrut a fi unul modern și a sfârșit cufundat în noroaie, la propriu. Bine ați venit în cartierul nostru minunat, așa numitul Henri Coandă. Sau cartierul sinistraților de capitală, mai fac haz de necaz oamenii. Daniel s-a mutat aici în urmă cu 5 ani, 85.000 de euro l-a costat o locuință, dar acum regretă amarnic că a dat banii pe ea. Trăim cu puț și fosă. Ceea ce în România nu se acceptă fosa, nu este ecologic. Nu avem nici gaze, nu avem apă, nu avem canal, doar electric. Deci trăim ca într-un câmp, ne încălzim ca nevul mediu, cu foc, cu sobe, am ajuns să facem sobe în casă. Iar ca să iasă din case, de cele mai multe ori au nevoie de cizme. Este înfiorător, este incredibil după atâția ani să nu se ajungă la o soluție cât de cât rezonabilă. Ce să vă mai spun, papucii, noi nu putem să avem mașini curate, să ne urcăm civilizat, vara este praf, un praf insuportabil, iar iarna este un noroi. Avem aici un drum care este, practic, trebuia să fie ok, s-a surpat și a rămas așa de mai bine de 6 luni de zile. Plătim noi anual o sumă 20, 2000 de lei, 3000 de lei pe familie să aducem camioane de piatră. Nimic nu se face, nimic, nimic, nimic. La spălătorie am ajuns să nu mai fim primiți, avem mașinile pline de noroi. Aici nu există nici măcar un magazin, dar rămite locuri de joacă, școală sau grădiniță. Dar pentru toate aceste lipsuri sunt taxați de parcă ar trăi înconjurați doar de lux. Drumurile există fiindcă le-am construit noi. Firmele care au lucrat la rețeaua de apă și canalizare au săpat și așa a rămas. Am încercat în baza energiei electrice să ne asigurăm căldura. Vă dați seama că în perioada aceasta în care s-au scumpit utilitățile să te încălzești cu curent electric este deosebit de scump. După aproape 2 decenii vine o altă promisiune. Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect mai amplu de dezvoltare, care prevede și drumul de acces către cartierul Henri Coandă. Oamenii însă sunt sceptici că acest vis va deveni prea curând realitate.
Medicina de familie la sate este în moarte clinică. O spun doctorii care profesează în mediul rural de 10 de ani, iar acum, în prag de pensionare, nu are cine să le ia locul. Asta pentru că puțini rezidenți își aleg această specializare și oricum refuză să vină la țară. Tot mai mulți medici de familie din România sunt în prag de pensionare sau au făcut deja cereri să profeseze după vârsta de 65 de ani pentru că nu au găsit tineri rezidenți care să le preia locul. În comuna Daneț, din Dolj, sunt 5600 de suflete. De o parte din acești oameni se ocupă doctorul Florian Săninoiu. De aproape 4 decenii își dedică 8 ore din viață pacienților pe care îi îndrăgește ca pe proprii copii. Peste câțiva ani va trage linie după anii grei de muncă. Norocul comunității stă în fiul său, care îi va prelua locul. Este însă o excepție. De ce mai vin tinerii medici să lucreze la țară? Nu le convine statutul de medic la țară, pentru că asta presupune navetă, presupune cheltuieli în plus și presupune un cumul mare de cunoștințe. Pentru că un medic de țară trebuie să asigure și urgențe până vine salvarea. Medicul a dus lupte grele de convingere și a bătut din poartă în poartă să le explice sătenilor cât de importante sunt prevenția și vaccinarea. Domnul doctor mi se pare foarte bun. Am atâția ani de zile de când sunt la el și copiii au fost și sunt în continuare și soțul și eu acum. Nu știu dacă or mai veni tineretul la țară, că... Nu știu când o ieși la pensie, ce ne-o face și ce medic o veni? La 30 de kilometri distanță, în comuna doljeană Sadova, îl întâlnim pe doctorul Gindrovel Dumitra, care a dezvoltat sistemul sanitar de pe vremea când pacienții îi călcau pragul doar când erau în stare gravă. Acum, la ușa lui, se formează cozi. 16-10. E bună. Pica mare. Deci trebuie să ai grijă, ai grijă să nu mai mănânci sănătate. Nici aici nu sunt medici tineri, le lipsesc stimulentele financiare, profesionale și facilitățile la nivel de aparatură. Locuri de muncă ar fi, mai exact 600 de posturi sunt disponibile pentru medicina de familie în mediul rural. Avem o problemă foarte mare în ceea ce privește resursa umană de formatori din mediul rural. Pentru că înainte de a trimite rezidenții mai mult de 200 săptămâni în mediul rural, trebuie să și găsim formatorii care să-i primească. Și în acest moment nu avem suficientă resursă în acest sens. Studenții la medicină sunt obligați să facă practică în cabinetele medicilor de familie, începând cu anul 1 și până în anul 5. Puțini sunt cei care se specializează pe această ramură și o demonstrează statisticile. Peste 48% din medicii de familie din țară au vârsta de peste 60 de ani. Asta înseamnă că în circa 10 ani, mulți dintre ei se vor pensiona. De altfel, în România, circa 2,5% din populația țării nu are medic de familie. Un grup de tineri din Sibiu dă o nouă viață lemnului vechi. După ani buni de muncă pe meleaguri străine, s-au întors în țară și transformă fiecare grindă sau scândură aflată în stare de degradare în obiecte de lux. Au ca ajutoare răbdarea, pasiunea și uneltele potrivite. În acest atelier din Cisnădie, lemnul vechi recuperat din casele derăpânate, șure sau diverse demolări, spune în continuare o poveste. Fiecare grindă, ușă sau fereastră este prelucrată cu mare grijă. Chiar aici avem o bucată de lemn. Era o grindă de susținere într-un hol de la o casă săsească, de undeva din zona între Sibiu și Brașov. Treptele astea sunt de sub această grindă. Cât sunt de vechi? Așa, 1800. Pe la 1800 sunt făcute. După ani bun de muncă în străinătate, patru tineri s-au hotărât să se întoarcă acasă și au pus pe picioare această afacere. La început au vrut să cumpere lemn vechi și să-l vândă mai departe. În timp însă au ales să-l transforme în mobilier. Cred că e destul de sustenabil pentru natură și pentru noi să-l putem folosi. Deci nu se lasă nimic în urmă. Noi avem proiecte de toate felurile și atunci niciodată nu știi ce idee vei avea, niciodată nu știi la ce vei avea nevoie acea bucată de lemn. Fiecare bucată de lemn îmbătrânit de multă vreme este prelucrat cu multă atenție și migală. Reparăm o ușă. E o ușă veche? Da, e veche. O curățăm, îi dăm vopsala. Noi îl recuperăm și dăm o altă viață la lemnul vechi. Lemnele recuperate sunt transformate în obiecte de mobilier unice, în timp cei patru tineri au creat în jurul lor o adevărată comunitate și au ajuns să fie foarte apreciați pentru mobila și obiectele care prind viață în mâinile lor. Lemnul vechi are valoare atât sentimentală cât și materială. În timpurile noastre,
cu lemnul nou și cu problemele din păduri și știm cu toții ce se întâmplă. Facem un lucru bun, zic eu, și oamenii au nevoie de o speranță. Astfel se descurajează risipa, natura primește o nouă șansă, iar clienții se bucură de obiecte personalizate. Nu știm de la bun început ce o să fie, ce rezultă din materialul recuperat, dar noi folosim orice bucățică. Alegem cu clienții împreună proiectul, le arătăm lemnul din ce o să fie produs. Noi, de exemplu, am aplicat pentru ușile acestea glisante, pentru că nu am vrut ceva convențional cu clanță. Aici este lemn, de exemplu, ar fi putut ajunge pe foc, la un grătar, la ceva. În schimb, din el s-a transformat o ușă glisantă. Obiectele de mobilier de la Cisnădie se bucură acum de succes atât în țară cât și în străinătate. Pe viitor, tinerii vor să-și mărească echipa și să acceseze fonduri europene pentru a se dezvolta. Tot mai multe grădinițe private care vin cu modele de educație de peste hotare și-au deschis porțile în România. Cele de lux pot depăși 10.000 de euro pe lună, dar copiii învață altfel. Orele de biologie în natură, educația civică, cea financiară și orele de limbi străine sunt doar câteva dintre cursurile care fac toți banii, spun părinții. Poți să te ajut cu ceva? Da. Cu ce? Joaca în natură, locurile de recreere și spiritul liber sunt motivele pentru care părinții cu o situație financiară foarte bună își înscriu copiii la grădinițele de top. Aici, de pildă, în sectorul 1, prețul anual variază între 9 și 11.000 de euro, dar avantajele fac toți banii. Cred că astea sunt cele mai mari beneficii care am venit noi pe piață. Faptul că își petrec foarte mult timp în natură și sunt conectați cu natura, își dezvoltă creativitatea foarte mult când sunt în natură, sunt mai atenți, fac mult mai mult față anumitor frustrări și așa mai departe. Cei mici ies zilnic în aer liber, hrănesc ponei și păsări, dar fac și explorări. Grădinița respectă programa din România, dar include și materii făcute în Statele Unite ale Americii. În sectorul 5 al capitalei, o altă grădiniță particulară mizează pe interacțiune și pe jocuri pentru cei mici. Povestește-ne ce faci tu aici. Îmi place să mă vizez cu prietenii mei. Da, cine sunt? Tudor și Ioan. Tudor și Ioan? Da. Și ce faceți aici? Ce vă jucați? Ne jucăm la supereroi. Tu ce supereroi ești? Spider. Prețul acestei grădinițe diferă, ajungând la aproximativ 5.000 de euro anual. Sistemul de predare este prin jocuri și experimente. Știi vreo limbă străină? Știu o limba engleză, să număr. Până la ce număr? Până la 10. Ia, numărim și mie până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo! Grădinița are mai multe variante de program pentru părinți, de la 7 de dimineață până la 6 seara. Încercăm în grădinița noastră să creăm un mediu ofertant pentru copiii noștri, să le oferim, să le satisfacem toate nevoile, nevoia de educație, nevoia de securitate, nevoia de nutriție. Încercăm la standarde înalte să creăm un mediu stimulativ pentru preșcolarii care ne trec pragul. De la grupa mică până la grupa mare, toți copiii se bucură de experiențele lor. Activitățile sunt zilnice. Copiii primesc cele 3 mese pe zi la grădiniță, iar meniul este făcut de un nutriționist. Mai sunt 2 luni până la sărbători, însă ne gândim deja la ce vom pune pe masa de Paște. Producătorii babicului de Buzău au o mulțime de comenzi, așa că muncesc intens ca să asigure marfa clienților care tânjesc după gustosul salam picant. Babicul a devenit unul dintre cele mai apreciate mezeluri, nu doar la noi, ci și în străinătate. Pentru un produs reușit este însă nevoie de mult timp, așa că gospodarii îl prepară de pe acum. Afumat, ușor picant și uscat, babicul este unul dintre cele mai apreciate mezeluri. Flori și Ștefan sunt bucătari la o pensiune de lângă Buzău care își răsfață oaspeții cu astfel de bunătăți tradiționale, iar babicului îi revine cel mai important rol pe platoul cu gustări reci. Predomină carnea de vită, se vede și puțină grăsime de porc care a creat o legătură între mixtura asta de carne de vită și carnea de porc.
E un produs regional, nemaipomenit și foarte gustos. Babicul de Buzău conține un amestec de carne de porc și vită, bine condimentat. Rețeta este veche de sute de ani, dar a fost îmbunătățită de fiecare generație de gospodari. Dozarea ingredientelor și perioadele de macerare a compoziției trebuie respectate cu sfințenie. Începem cu alesul cărnii. Prima dată, deci, băgăm numai pulpă de vită și pulpă de porc. Adăugăm și puțină grăsime de porc, ca să o lege bine. Îi facem amestecul din boia usturată, boia dulce, sare. Secretul babicului este lăsatul la macerat. Asta contează cel mai mult. Producerea salamului necesită mai bine de o lună. De aceea, gospodarii îl prepară de acum ca să-l aibă gata înainte de Paște, pentru că deja au o mulțime de comenzi. În plus, iarna iese cel mai gustos babic. E frig afară și ne ajută în tot timpul. Dacă ar fi cald, ar trebui aeroterme, ceva să-l uscăm și la fum ar fi prea cald. După ce ies din carmangerie, urmează vreo 3 zile la lăsat la zvântat, după care intră la afumat. Încă 3 zile. Salamul picant este foarte căutat de turiștii care ajung în zona Buzăului. La piață, un kilogram costă între 80 și 100 de lei. Însă, în preajma sărbătorilor de Paște, se va mai scumpi. La noi, în familie, de Paște îl tăia prima dată. Dacă știi să-l pregătești, este extraordinar de bun. De curând, o publicație culinară din străinătate a plasat babicul în fruntea unui clasament al celor mai apreciate 10 salamuri și cârnați din lume. Astăzi, temperaturile încep să se apropie de normalul perioadei. La Constanța vor fi 4 grade Celsius, iar la Iași 6 grade. Și în București se va încălzi, vor fi 8 grade, iar în vestul țării, la Arad, vor fi 10 grade. La această oră, în capitală, termometrul indică 1 grad. Mergem acum la colegii mei care și-au lăsat mașinile acasă și vin spre redacție cu autobuzul, respectiv bicicleta. Să vedem mai întâi unde a ajuns Larisa. Bună dimineața! Bună dimineața din nou, Cristina! Am luat autobuzul 178 până la pasajul Lujerului, iar apoi am luat tramvaiul 41, care mă va duce până la Casa Prestei. Momentan suntem în zona Crângat și am plecat din fericire cu tramvaiul Revenim la tine, Larisa. Bicicletele și trotinetele sunt o alternativă pentru cei care vor să economisească și timp și bani. De când prețurile la carburanți au explodat, tot mai mulți bucureșteni se echipează bine și merg la muncă pe două roți, fără să mai țină cont că este frig sau soare. La primele ore ale dimineții, când termometrele nu indică mai mult de un grad Celsius, bucureștenii și-au luat bicicletele și au plecat la muncă, doar să mai economisească banii de motorină. Ștefan este unul dintre ei și ne spune că mai nou folosește mai mult bicicleta decât mașina. Bicicleta poate fi folosită în oraș pentru a te deplasa oriunde. Diferența o face dacă ai un echipament bun. O geacă antivânt, niște mănuși bune. Iar ca el, sunt mulți alții care se gândesc și la costuri și la timpul petrecut în trafic. Și fără creșterea de prețuri, clar era un mult mai econom. Adică nu ai reparații foarte scumpe, nu trebuie să bagi bani zilnic în combustibil. Mulți și-au cumpărat chiar și trotinete electrice. De ce preferați trotineta și nu folosiți mașina? Păi, în primul rând, e și mai prietenoasă cu mediul și, doi, fac mai puțin până la servici. O am de 3 săptămâni pe asta, deci asta e trotineta mea numărul 7, așa, și am dat 700 de lei pe an, scutit până acum cel puțin 300 de lei pe motorină în 3 săptămâni. Am permis de conducere, am 3 mașini, dar în primul rând, bine, și tot ce a fost acum zilele astea cu prețurile foarte ridicate, chiar mă încurajează să merg în fiecare zi, că e ger, că e ploaie. Pentru alții, mersul pe două roți a devenit chiar un stil de viață. Fiecare zi. Am trecut din iunie, am făcut, cred că, vreo 2000 de km. Mult mai econom, logic. Mai ales acum cu prețurile astea și cu ce au crescut, e mult mai bine. Magazinele cu biciclete au înregistrat deja creșteri de vânzări și se așteaptă chiar la o explozie, având în vedere că vine și căldura. Acum, la finalul sezonului rece, vânzările au început să crească. Din cauza vremii calde, avem și variantele de oraș, variantele de cruiser bike, care sunt cele mai căutate.
Mai avem și variantele electrice de biciclete, cele cu asistare la pedalare. În ultimele săptămâni, prețul carburanților a crescut din ce în ce mai mult și chiar depășește 8 lei pe litru. Asta înseamnă că pentru un plin la mașină, oamenii ar trebui să scoată din buzunar aproape dublu față de ianuarie 2020, cu două luni înainte de pandemie. Marile hoteluri încep să devină istorie. Tot mai mulți turiști caută alternative care să le ofere liniște, iar cabanele sunt acum în vogă. Acestea sunt amplasate în mijlocul naturii și au vedere spre munți. Cum cererea este mare, proprietarii le oferă oaspeților și experiențe culinare sofisticate. Conceptul de cabană a fost dus la un alt nivel în această locație din Bran. În locul unor banale construcții din lemn, proprietarul a ridicat de la zero două clădiri desprinse parcă din viitor. Dacă la exterior casa de vacanță pare foarte rece datorită betonului, odată ce pășești în interior, atmosfera se schimbă complet. Texturile de lemn, cărămidă cu sticlă și ferestrele uriașe încântă privirile oaspeților. Suntem în zona de living. Aici avem o mică kitchenetă cu tot ce este necesar. Ferestrele foarte mari cu vedere către munte, masă pentru luat, micul dejun sau cină, canapea cu televizor pentru a se relaxa. Aici ne aflăm la etaj unde avem două dormitoare private, fiecare cu pat dublu. Salteaua este foarte relaxantă pentru oaspeții noștri. Avem o baie deschisă cu cadă. Casa de vacanță se închiriază cu 1500 de lei pe noapte, iar capacitatea maximă de cazare este de 4 persoane. Dar pe lângă odihnă garantată, turiștii au parte și de o experiență culinară. Oaspeții care ne trec pragul se pot bucura de mese gătite special aici în casă pentru ei de către șeful nostru bucătar. Iar acest lucru este posibil datorită restaurantului luxos, care se află la doar câțiva pași de casele de vacanță. În bucătărie, șefii pregătesc meniuri sofisticate cu care să satisfacă gusturile tuturor pofticioșilor. Păstrâmbul este dat prin făină, avem un sos de chimichurri deasupra, usturoi ghimbir, două emulsii, o emulsie de morcov, una de speclă, legume glasate cu sos de ciuperci și sos de ardei, carne la gariță, mămălicuță, cartofiorii la plită cu parmezan și pătrunjel și la fel o sălății pe lângă să echilibreze un pic situația. Dar pe lângă cazare și mâncare de 5 stele, turiștii care ajung în zona Bran Moieciu se bucură și de priveliștile spectaculoase. Zăpada căzută din belșug în ultimele zile atrage ca un magnet vizitatori din toate colțurile țării. Acești tineri, de exemplu, sunt din Franța și au venit la munte pentru o vacanță de câteva zile. This is absolutely beautiful, to be fair, and in Bucharest it's really, really just a tiny snow, so it's nothing in comparison to you. You enjoy the snow, the atmosphere, the view. Yeah, really, it's really, really beautiful. Part of the surroundings, we went skiing yesterday, so we are a bit tired, and we will hike around and sightseeing. It's very beautiful. I was never out of Bucharest, so it's a very good surprise for me. Odată cu ridicarea restricțiilor, proprietarii afacerilor din Bran speră ca stațiunea să revină la viață, iar gradul de ocupare din unitățile de cazare să se apropie de 100%. Experimentul colegilor mei s-a încheiat. Așadar, haideți să vedem cât timp au făcut până în redacție fără mașina personală, ci numai cu bicicletele sau mijloacele de transport în comun. Bună dimineața, Tiberiu. Larisa? Bună dimineața, Cristina. Bună dimineața. Bine te-am regăsit. Ei bine, au trecut deja aventură. 40 de minute. Larisa, te rog. Ei bine, la mine au trecut deja 40 de minute de când am plecat. Bine te-am regăsit, Cristina. La mine au trecut deja 40 de minute de când am plecat din redacție. Mersul cu mijlocul de transport în comun are și unele dezavantaje. De exemplu, am așteptat minute bune în stație până când am prins un tramvai liber, pentru că primele două care au venit erau pline cu oameni și pur și simplu nu aveam unde să mă urc. Există însă și avantaje. De exemplu, un bilet de autobuz și biletul pentru tramvai m-au costat împreună 4 lei. Ei bine, mult mai econom decât m-ar fi costat benzina astăzi. Preconizez că voi ajunge și la redacție în jur de 15-20 de minute. Tiberiu, tu pe unde ai ajuns? Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! A fost o adevărată provocare până acum și aventură, mai ales că nu am mai fost prin trafic pe două roți de mult. Trebuie să fii atent și cel mai important să respect semnalele rutiere, mai ales ca biciclist. Eu sunt acum la zona Crângaș și mai am în jur de 15-20 de minute până la redacție. Cristina, ne revedem, sper, în 15 minute.
Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar nu plecați, chiar acum începe emisiunea Dimineața cu noi. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi excelentă!